Doamnelor și domnilor, o știți pe, cu toții, cred, pe doamna Clotilde Arman, primarul sectorului 1. Oh. Astăzi a fost ziua drapelului, dar doamna primar nu a sărutat drapelul așa cum s-a întâmplat cu ceilalți oficiali. Să vedem imaginea. Cu premierul chiar și a îngenunchiat, a sărutat drapelul. Doamna Arman, de ce oare nu l-a sărutat? Dacă tot a venit la ceremonie. Doamna Clotilde Arman e cetățean francez și a depus jurământul în Republica Franceză. Acesta este motivul. Adică eu o înțeleg pe doamna Clotilde Arman. Nu înțeleg pe cei care i-au dat votul. Da, dânsa să știți că nu putea candida dacă nu avea cetățenie română. Deci are și cetățenie română în mod Are cert. Și cetățenie română, dar între cele două cetățenii, doamna Clotilde Arman trebuie să opteze totuși. E un semn de dispreț în opinia dumneavoastră, cum putem interpreta? Evident. Este un semn de respect față de Republica Franceză și un semn de dispreț față de Republica România. Pentru un militar, întotdeauna drapelul a fost foarte important, domnule general. Aveți un comentariu văzând aceste imagini sau poate așa e în România administrativă? Mă așteptam ca primul ministru, fiind fost militar sau actual militar, că până la urmă noi rămânem militari până la capăt, să aibă acest gest firesc, normal, ca orice cetățean care își iubește țara, își iubește poporul, își iubește drapelul, pentru că, până la urmă, de mii de ani, este identitatea unei formațiuni, acel drapel. Vedeți, nu pleci până nu ai acest drapel, fie că te duci în excursie și îți pui pe mașină un drapel, nu mai zic de alte situații. Acum, sigur că doamna Clotilde Arman a sfidat tot ce se poate întâmpla acolo, că erau oamenii din sectorul 1, că erau oamenii oficiali, că erau tot. Ați văzut, s-a dus, a pus mâna pe drapel, așa l-a pipăit un pic să vadă dacă e material fin franțuzesc, după care a zis, mă, nu e franțuzesc, parcă nu l-aș pupa, mă duc acasă. Mi se pare jenant. Doar, da. Doar două vorbe. Am fost mult timp secretar general al unei organizații județene și toate aceste tipuri de acțiuni le organizam în această calitate. Atrăgeam atenția tuturor de felul, la felul în care se vor îmbrăca, în primul rând. Și anume nu pot să vii în pantalon scurt sau în rochie cu crăpău, acum a venit doamna Clotilde. Lipsa de respect față de acțiunea în sine, de acolo pleacă. Uitați-vă, vă rog frumos, la toate doamnele care sunt în public și o să le vedeți cum sunt îmbrăcate vis-a-vis de acest eveniment sau față de acest eveniment. Nici nu o să vedeți un politician în blugi sau în pantaloni scurți. Deci, ori, ziceți că nu era adevărată rochița. Absolut. Aceea, cum adică se întoarce? Dacă mai puneți imagine când se întoarce, se vede piciorul până sus. Adică a venit la, pe la plajă, pe undeva, și zice, ce e pe aici? O cârpă, ia, ai cârpă, ce cu cârpa asta? Zice, o cârpă, se uită la ea, zice, aha, bine, se întoarce, ne arată că are piciorul desfăcut până sus, da, și pleacă mai departe. Asta este, dacă vreți, până la urmă, ceea ce deranjează cel mai mult. Că nu putea să așeze în genunchi sau că nu, dar felul în care tratează acest eveniment de la
Pentru că nu e ea Clotilde Armand. Ea nu e Clotilde. Ea este primarul sectorului 1. Sigur, ea oficial, reprezintă, este un oficial al statului, sigur, care reprezintă niște cetățeni în această țară. Ori în acest moment își bate pur și simplu joc de ei. Pentru că eu sunt convins că cetățenii din sectorul 1, unde suntem acum, nu așa tratează drapelul, nu așa tratează România. Și de aceea, până la urmă, am făcut o zi a drapelului, da, astfel încât să ne amintim despre sau ce înseamnă un astfel de simbol, corect, pentru noi. Dar, tot în legătură cu doamna Armand, avem informații de ultim moment despre cum e scăpată de un dosar la ordinul cui. Laura Buță vine cu aceste detalii. Bun găsit, Laura! Bun găsit, doamnelor și domnilor, avem informații de ultim moment, atenție, despre dosarul fraudei care a ajuns la parchetul Curții de Apel din București. Procuroarea căruia a fost dat acest dosar vrea să lucreze cu prioritate, însă această procuroare are pe mână alte 500 de dosare penale. Vorbim de 3 procurori care sunt la parchetul Curții de Apel, care se vor ocupa de dosarele cu magistrați. Pentru că în acest dosar, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, este vorba despre un procuror care este vizat de această anchetă, cel care a fost șef și care trebuia să păstreze cumva sigiliate acei saci cu voturi. Dar am văzut din acele filmări ce s-a întâmplat, cum au fost distrus sacii, cum alte persoane băgau alte buletine de vot, scoteau alte buletine de vot. Foarte important, s-a deschis aici un dosar penal, un alt dosar penal, în care o persoană a sesizat că acele imagini pe care le-am văzut cu toții au dispărut de la dosarul inițial, iar procurarea va decide în câteva zile dacă cele două lucrări vor fi conexate sau nu. Să sperăm că se face ceva în acest dosar în condițiile în care nu s-au făcut audierile minime, deși vă amintiți, o judecătoare spunea și îl certa, erau interceptări în acest caz, îl certa pe procurorul acesta care trebuia să țină sacii sigilați, că s-au făcut nereguli atunci când a avut loc procesul de votare. Nici măcar acele persoane nu au fost audiate pentru a afla tot ce s-a întâmplat atunci. Se fac 2 ani în toamnă, doamnelor și domnilor. Pe de altă parte, iată, aflăm că probe importante, cum ar fi aceste imagini, ar fi dispărut de la dosar. Ce se mai poate face după aproape 2 ani, rămâne să vedem. Până atunci, eu vă reamintesc că cei de la USR, care au fost la guvernare, iar la Ministerul Justiției a fost Stelian Ion, își dorea desființarea secției de investigare a magistraților și preluarea acestor dosare cu magistrați la Direcția Națională Anticorupție. Acest lucru nu s-a întâmplat după ce a plecat USR de la guvernare. Doreau cei de la USR acapararea justiției din informațiile pe care noi le-am obținut, și anume să-și pună procurori cheie în funcțiile din vârful justiției din România. A fost un întreg scandal atunci, după ce am aflat aceste informații. A plecat Stelian Ion, care avea, și am aflat din declarația sa, de avere undeva la peste 100.000 de lei prin conturi și datorii destul de mari, de 10.000 de lei. Dar după ce și-a terminat mandatul, cât a stat 8 luni la Ministerul Justiției, doamnelor și domnilor, și-a triplat această avere, ajungând undeva la peste 300.000 de lei. Da, un moment bănos pentru ministrul Justiției. Ani poate ne explică ce s-a întâmplat acolo, dar, domnule Sorin Roșca Stănescu, important e să aflăm, de fapt, dacă niște alegeri au fost fraudate sau nu, pentru că a mai rămas un pic. În 2024 o să avem noi alegeri. Și avem un precedent pe care trebuie să-l clarificăm într-un fel sau altul, dacă mai vrem să avem încredere într-o prezența noastră la vot și în faptul că dacă am ștampilat A, iese A, nu iese B, că vor alții să iasă. Păi ați spus foarte corect problema. Dacă acest lucru nu se clarifică, și până acum nu s-a clarificat nimic, mă întreb de ce s-ar mai duce cetățenii sectorului 1 să voteze. Și nu numai eu locuiesc ei, în sectorul 1. Nu cred că e relevant doar pentru sectorul 1. Da. Sigur că da, e valabil pentru toată lumea, dar vă spun, eu locuiesc în sectorul 1 și nu înțeleg de ce m-aș mai duce să votez în condițiile în care, sub ochii noștri, că toți am văzut acele imagini, voturile noastre au fost furate, iar justiția nu soluționează cazul. Sigur că asta se extinde la nivelul întregii țări. Oamenii nu mai au încredere în cea mai importantă, în cel mai important instrument al statului democrat, care sunt alegerile.
Păi, domnule Vișan, zic unii că poate doamna Chioveși se pregătește a fi un candidat important la prezidențialele din 2024 și nu știu dacă nu suntem convinși că ceea ce votăm aia iese sau... Ce se încearcă? Adică e la mintea cocoșului că până acum numărau sarcii aia de 20.000 de ori și afla nici noi. În acest moment, doamna Crețulescu, ați intuit extraordinar de bine și vă dau perfectă dreptate. Am depășit faza sectorului 1. Este în acest moment, am mai povestit eu, e faza aia în care la Craiova era primar Antonie Solomon și a fost sunat dimineața la ora 9 că a murit. Da? Toată Craiova știa că a murit și cumpăra coroane. Omului i-au trebuit seara până seara, s-au dus toate piețele, a ieșit pe toate televiziunile. S-a dus lumea, era piața plină să cumpere coroane. A alergat săracul peste tot să spună că e în viață. Și e în viață și acum și e bine și să-i dea Dumnezeu sănătate. Când l-am întrebat, am aflat cu toții ce s-a întâmplat, dar când l-am întrebat era o strategie prin care vrea să vadă reacția, să se vadă reacția craiovenilor la această știre. Aici este, se dorește a se vedea reacția cetățenilor României, care este zero, cetățenii României au această reacție, zero, față de furtul masiv de voturi. Ori, în momentul în care democrația din România în acest moment arată de genul în care cetățenii nu sunt interesați de votul lor, nici cetățenii din sectorul 1, că am văzut lucrul ăsta cât se poate declara și spun răspicat pe cetățenii din sectorul 1, nu interesează votul lor, decât pe domnul Stănescu și pe Năturla. Că nu s-au strâns semnăturile, aveți dreptate. Și nu numai. Erau zeci de mii de oameni în stradă în orice țară din lume. Măcar și Trump a făcut scandalul ăla ca să arate ceva, chiar dacă s-au dus unii pe acolo. Cetățenii din România, ce e problema lor la sectorul 1? Atenție! Cel mai mare furt într-o țară este furtul de voturi. Cel mai mare act de corupție, te învață la școală, la primele lecții de școală politică, este furtul de corupția de voturi. Oi, în acest moment, cetățenii patriei care au avut niște funcții foarte mari înainte, și aici am glumit cu cetățenii, că ei sunt ai lor, nu ai patriei, și care de vreo 9 luni de zile umblă peste tot și ne-o prezintă pe Chioveși, oamenii fiind miliardari mulți dintre ei în euro, și ne spun peste tot sau spun pe la toate întâlnirile Chioveși va fi președinte. Sunt vreo 7, 8, 10, 15, 20 de oameni în această țară, la un moment dat o să spun și numele, să știți, da? Care îi pregătesc terenul lui Chioveși. Acești oameni au furat cu știința lui Chioveși, au scăpat de pușcărie, au scăpat de orice dosare, i-a scăpat Chioveși de orice dosare, iar unii dintre ei foarte, foarte bine pregătiți politic în conducerea acestei țări mult timp. Și știu cum se face jocul ăsta, bagă bani enorm în acest moment în promovarea lui Chioveși. De aceea eu spun de astă vară de lucrul ăsta, pentru ca să încercăm să demontăm această manipulare ce va veni. Pentru că va veni o manipulare pe bani mulți, pe foarte mulți bani, în ceea ce urește pe Chioveși, și votul aproape că nu va mai conta. În schimb, se va da senzația, sentimentul că vine pasărea pe calul alb și că cetățenii o doresc. Nici nu mai contează până la urmă ce se votează în opinia lor, ci doar sentimentul. Atunci, dacă va ieși Chioveși, atenție, dacă, nu, să știți că cetățenii până la urmă... Dacă va ieși ce? Nu, dacă, ea n-are cum să iasă președinte în această țară, doamna, n-are cum. La un vot liber, zice. La vot liber. Dar dacă va ieși și va ieși pe un sentiment lucrat, cum a fost, uite, când spunea seara Stelian Tănase, cum mințea, sunteți un mincinos, domnul Stelian Tănase, când mințea seara la un post de televiziune, eu l-am văzut. Păi nu, îl aștept în direct la dumneavoastră acum și spunea că în Piața Victoriei au ieșit la un moment dat 600.000 de oameni. Domnul Stelian Tănase, când o să vedeți 600.000 de oameni în Piața Victoriei, înseamnă că, practic, nu mai e Piața Victoriei, suntem aici la Piața Presei cu 600.000 de oameni. Așa, adică, da. Adică faza asta nu l-a contrazis nimeni. Eu sunt singurul în momentul ăsta care spun chestia. Dar nu cred că a spus-o aici la România. Nu. Public. Bănuiesc că s-au uitat 100 de oameni la emisiunea aia. Mă, unul n-a ieșit să spună, domne, stați un picuț, dar se duce în această... Ce, domne?
Când a ieșit hashtag rezist, ce manifestații erau, ce nu știu ce, ce nu știu cum? E, pentru că toți ați invocat hashtag rezist, hai să mai vedem ce fac ONG-urile plătite de miliardarul George Soros aici în România, doamnelor și domnilor. Ei bine, se pune la cală o nouă manevră, cu atât mai mult cu cât ați văzut în ultima perioadă că sunt puse așa pe surse și în dezbatere publică niște legi ale siguranței, securității naționale, că tot avem un război la graniță. Haideți să vedem.